Mi s-a întâmplat în viață și nu odată. M-au sunat prieteni și mi-au spus că sunt în nevoie, că n-au bani de mâncare și că n-au bani de mâncare. Și că n-au bani de mâncare, adică sunt fără mâncare. Sunt un foarte sensibil la capitolul n-am bani de mâncare. Și atunci aproape că nu mai sunt atât de rațional și gândesc brusc după principiul omul ăla nu trebuie să rămână fără mâncare. Și fac eu ce fac, chiar dacă eu nu am bani, găsesc niște bani și după principiul meu că nu-i dau bani, îi dau de mâncare. Nu mi s-a întâmplat o singură dată, nu e ultima, nu e prima. Sunt, cu mândrie spun, printre primii care au făcut în România campaniile umanitare, încă din 91-92. Ne lucrând la televiziune centrale, neavând față de Rădulească și fiind destul de dușmănit pentru faptul că în perioada aia îl simpatizam pe Durbacă și cream că e singura opțiune la modul real în epoca aia, și așa era dintre tot ceea ce erau la primărie, dintre cei din tâi cocomani, el era primul, că nu, să-l parafrazez pe Caragiale. E bine, și se întâmplă într-o zi să ia o prietenă căreia să-i fac un pachet mare, masiv, consistent, să o duc acasă cu pachetul de mâncare. Și mai stăm de vorbă, mai cozerim, eu iau o cafea, mai stăm de vorbă și scoate pachetul de țigări și îl pune pe masă. Țigările a costat aproape 200.000 de lei. 200.000 de lei și o întreb. Dar tu, nu-i dau numele că e de nedelicat. Cât fumezi pe zi? Și mi-a spus că acum, pentru că nu are bani, formează două pachete. Două pachete, o întreb, zilnic? Două pachete zilnic. Două pachete zilnic de țigări de foarte bună calitate, dar rea n-avea de mâncare. În 30 de zile, două pachete care însemnau aproape vreo 500.000 era o rată de Volkswagen Golf. Și îi spun, dar tu ești conștientă că de fapt este vorba de o rată de Volkswagen Golf? Sau de o rată de Logan plus benzina aferentă? Și te poți plimba suficient de mult, suficient de bine, făcându-ți toată treaba, ca să nu mai spun că dacă iei banii aia de țigări și îi bagi în rată și în benzină, s-ar putea să îi produci la loc dacă faci taximetrie. Am ridicat din umeri, am ridicat și eu din umeri, am zâmbit, ne-am pupat, ea mi-a mulțumit pentru mâncare, ba chiar mi-a spus, bă, da, prost. Da. În altă zi mi s-a întâmplat o poveste similară cu o altă prietenă, o cunoscută, care la un dat mi-a spus că o să facă gastrită, că nu are de mâncare și uite că a rămas fără mâncare și nu are bani de mâncare. Și atunci, ca întotdeauna, eu am făcut ce am făcut, am făcut niște tunde, m-am dus, am luat mâncărică, i-am dus mâncărică și sărbătorim chestia asta festind la modul la care mergem la cafea, când ce crezi? I-a fumat-o niște țigări. Iar țigările astea erau 5 dimineața și 5 seara. Și întreb, și totuși, câte țigări fumezi? Și îmi răspunde că fumează țigări în proporție cam de 4 milioane de lei vechi, 100 de euro. Deci tu n-ai bani, dar dai 100 de euro pe țigări. Și mai și rămân fără bani în timpul lunii la modul la care tu îți administrezi fondurile. Da. Păi 4 milioane înseamnă o rată de Logan, pe care dacă l-ai avea și l-ai plăti, cu puțin efort ai face taximetrie, ți-ai scoate și banii înapoi. Și mai ales cine n-ar vrea să aibă o bunoacă la volan care să zâmbească hoț, să fie îmbrăcată frumos, să aibă cine știe ce forme dintre astea de vestimentație magnetică, femeia nu trebuie să fie nesimțită sau ușuratică. E destul să fie serioasă să-și facă treaba, dar să fie magnetică. Cu un taxi cochetuț și-ar face treaba, ar câștiga și bani. Extra sezon, nu? Pentru că noi nu suntem oameni de afaceri, noi nu gândim decât joburi. Cum Dumnezeu se face? Cum Dumnezeu se face? Mie mi s-a întâmplat deseori la un moment dat să ajungă situația în care nu am bani. I-am căutat să-i obțin, dar nu fumez. Sau ce obțin, nu fumez banii care aș putea să-i dau pe țigări, pe cafea. Motivația sau pe benzină, sau pe orice care mi-ar produce bani. Și prietena mea mi-a spus, stai o secundă, că eu fumez ăsta 10 țigări și mă costă 400 sau 4 milioane de lei vechi pentru că iau țigări de la ucrainieni. Că altfel ar fi mai scumpe. Era un act de mândrie că este inteligentă și știe să facă rost de marfa care și-o dorea la un preț mai mic. Și a zis, bine, dar de ce mai repede nu cumpărai de la moldoveni, ucranieni sau traficanții de benzină, pe care să-i pui în mașină, să te învârți cu mașinuța, că ești o bunoacă și o cochetuță, o frumușică și o decentă și ai putea să scoți niște bani. Bani care sunt mai mulți decât țigările, îți scoți și banii de benzină și nu te împrumuți de la nimeni. Bunica îmi spunea că nu contează câți bani ai, contează cum îi cheltuiești. Și mi-aduc aminte tot de un prieten din copilărie, care mă informează un alt prieten din copilărie că este fără bani, că nu și-a plătit curentul, că îi taie ăștia și lumina, că îi taie și apa, îi taie și robinetul, îi taie orice. Atunci eu îl sun pe ăla și îi spun, bă, fă-ți un buget.
fă-ți bugetul ca să-ți faci cheltuielile cum trebuie și să vedem de unde scot banii ca să îți rezolvi treaba. Și atunci mi-a picat mie un fel de pleașcă să mă pun să fac o documentație. Am muncit vreo 3 nopți ca dobitocul, am scos banii și fericit m-am dus foarte împănat în Selgros. I-am cumpărat omului un mare coș cu de toate, inclusiv cu, nu i-am luat țigări, o rație de pileală să aibă, o rație de ceai și un conecus pentru iarnă și puțină haleală, totul ce trebuie pentru o perioadă de 3 luni. Rezultatul. Mă întâlnesc cu el, îi dau și niște bănuți, da, cam 150 de euro, parcă nu mai știu. Îi dau toată haleala, îi urez toate cele bune și un Crăciun fericit, că oricum ne mai vedeam, era sfârșitul anului. Și zice prietenul ăsta al meu, care practic mă încunoștințase despre respectivul înfometat: bă, tu știi că ăsta a avut o moșie vis-a-vis de Dunăre și un apartament la parter într-o zonă centrală? Le-a tocat pe toate și a avut și o casă boierească pe care a luat-o din retrocedare. L-a tocat pe toate cu niște curve proaste și cu niște asociați dintre ăștia idioți și el din când în când e pilangiu. Și atunci mă întreb, oare cine-i prost? Cine-i prost? Pe de altă parte, tot vorba bunicii, Dumnezeu să o odinească. Nu contează câți bani ai, contează cum îi cheltuiești.